Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu Samp. Înainte de a începe vreau să vă mulțumesc pentru like-urile de la episodul trecut, pentru comentarii și așa mai departe. Dacă n-ați văzut clipul de data trecută, aveți un link în descriere acolo cu clipul precedent sau ceva de genul, unde puteți găsi ultimul videoclip de Samp pe canal, adică videoclipul precedent, alături de linkul de unde puteți lua modurile pe care mă joc eu acum pe ele. Bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu Samp. Pe Ruby Nefree de data asta, pentru că v-am spus ce o să facem, pentru că o să ne mutăm aici pe Ruby. Am făcut două live-uri până acum de când m-am mutat pe Ruby. Ca inconvenient, să spunem, sau nu inconvenient, ca o mică înștiințare pentru voi. Dacă dau slash V, am un Cetah și un Huntley. Am un Cetah primit din referalul lui Awake, pentru că mi-am făcut cont de la zero pe Ruby și la început când intri pe server trebuie să bagi un referal acolo. Dacă te-a adus un YouTuber și ai referalul lui, bagi acolo referalul și primești un Cetah pentru 10 zile până faci tu bani, să ai cu ce să te plimbi și așa mai departe. Bun, pe lângă Cetah mai am un Huntley care nu e primit de la voi, adică de fapt da, putem spune că e primit de la voi, pentru că dacă dau slash stats am așa. Ca idee, mă cheamă X Răzvan, am 6 ore jucate, așa, Fisherman pe aici, level 4, 2 din 12 respect points-uri, 10 milioane în mână și 37 de milioane în bancă. Și bine, mai puteți uita voi pe aici. Dar hai să mergem la un job. Hai să facem niște fish, să zicem. Mi-am cumpărat Huntley-ul ăsta, bineînțeles, n-aveam cum să fac în 2 zile, pentru că de 2 zile joc pe Ruby, de 2 zile mi-am făcut cont de la zero, adică sâmbătă pe 16 iunie m-am înregistrat, sâmbătă mi-am făcut contul și n-aveam cum de sâmbătă până acum să fac bani de Huntley și că banii să am eu acolo în bancă, nu. Pur și simplu am făcut duminică un live, duminică seara am făcut un live în care am jucat pe Ruby, am făcut niște job pe acolo, am încercat diferite joburi și au venit băieții cu donații de la Fiță, de la un băiat Modelin, pe care, de fapt, cărora le mulțumesc că mi-au donat. Mi-a dat și Mihai, adică Buzic, mi-a dat și el 30 de milioane pentru că și el joacă aici pe Ruby și el avea cont de mai de mult cu numele Kilton și mi-a dat 30 de milioane pentru că el nu mai avea ce să fac cu el, m-am pomenit așa dintr-o dată cu transfer. Dar sunt bine veniți, îi mulțumesc și lui pe treaba asta. Bine, oricum mi-a mulțumit când mi-a dat. Dar ca idee, să știți și voi. Și am ales să-mi cumpăr un Huntley, pentru că am și modul ăsta de X6 șmecher pe el și totodată nu mai vreau să mai cumpăr mașini scumpe, cum ar fi Inferno, Sultan, Bullet, NRG și așa mai departe, pentru că m-am plictisit, sincer vă spun, m-am plictisit de mașinile astea scumpe, pentru că le-am avut pe OG și m-am plictisit de aspectul ăla de Bullet, de Inferno și așa mai departe. Nu, vreau să mai încerc și altceva, și alte mașini, ceva mașini mai ieftine, uite cum ar fi Huntler, cum ar fi un Sand King sau ceva genul, dar oricum Sand King am și pe OG. Acum probabil mulți dintre voi vă întrebați de ce joc aici pe Ruby când eu am zis că mă apuc de Jade. Da, bună întrebare. V-am răspuns multora care mi-ați adresat întrebarea asta pe live. Pe live-uri, de fapt, v-am răspuns, dar trebuie să vă răspund și vouă celor care vă uitați în momentul de față. Nu m-am mai apucat pe Jade pentru că nu-mi place chestia aia cu payday-ul individual, pentru că, bă, dacă era payday-ul la oră fixă, știu că am jucat 5 minute, iau alea 5 minute. Nu, acolo trebuie să joci de când te-ai logat. Dacă m-am logat acum la
5 și 20, iau payday-ul la 6 și 20. Dacă am petrecut timpul pe server. Dacă nu, când ies, din nou, îmi rămâne timpul și iau payday-ul. Deci e payday individual pentru fiecare, deci nu e payday la 00. Una la mână și doi la mână e și chestia cu level-ul, pentru că faci level cu experiență, nu prin respect points-uri. Și nu prea îmi place chestia aia, că faci experiența destul de greu și trebuie să stai și mult să muncești. Bine, că asta e faza mea, să muncești pentru a face level, dar faci experiență și din quest-uri, din câte am înțeles. Dar oricum, eu nici acum n-am apucat să mă loghez pe Jad, pentru că de când s-a deschis serverul e full 1000 din 1000. Am stat la conectare și 2 ore când am făcut atunci live la deschidere. Și degeaba, am stat 2 ore, am mai stat eu și sâmbătă și tot nu m-am logat, tot așa, am mai stat o oră și tot nu m-am băgat cu Fast Connect, cu moduri, fără moduri, fără Fast Connect. Degeaba, nu te bagă, de fapt nu mă bagă. Și alții care intrau după mine, care dădeau conectare după mine, pe ei băgau ore ceva de la mine, ore ceva de la server, dar oricum nu mai intru pe Jad pentru că nu vreau. Nu vreau pentru că nu-mi place cum e. Nu că nu-mi place cum e game modul, nu-mi place cum e percepută faza asta de pay de individual și levelul pe experiență. Nu zic că aș fi putut face eu ceva mult mai unic, dar na, fiecare cu părerea lui, dar nu-mi place faza aia cu experiența și pay-day-ul individual. Cred că mulți dintre voi înțelegeți și până la urmă gusturile nu se discută, dacă ar fi să o luăm așa. Bun, în continuare, oricum, trebuie să muncesc pentru a face bani, da, pentru că ăsta e scopul jocului, trebuie să și muncești pentru a face bani. Dacă vă întrebați ce facțiune aș vrea să intru, e bine, cred că o să încerc ceva paramedic sau taxi sau school instructor pe la început, dar că aș vrea să mă bag în ceva pașnică. Dar oricum, mai am până fac nivel, trebuie să fac minim level 10 pentru a intra în paramedic. Trebuie să fac totodată și 20 de ore jucate și oricum, cum e vara acum, na, când e căldura aia afară, na, nu stai în casă și te josam, nu dai drumul la aer condiționat și te josam pe Ruby nefric. Bun, acum să nu credeți că dacă m-am apucat aici pe Ruby o să mă apuc să jignesc OG Times, o să zic bă, OG Times nu te oferă, sau OG Times e un server de căcat. Nu fac treaba asta, pentru că nu sunt genul de om care pleacă de pe comunitate pe alta și se apucă să posteze pe Facebook, pe grupurile de Samp România, că bă, m-am apucat pe Ruby, OG Times e de căcat sau ceva de genul. Nu sunt un astfel de om. Am jucat acolo cât am jucat. Acum a venit timpul să mai schimbăm și noi înfățișarea, să spunem, să mai schimbăm și noi game modul, pentru că sincer cu game modul ăla mă joc de o grămadă de timp, când am jucat și pe Blue, na, până la urmă e cam același game mod și te plictisești. În cazul meu, cum am plictisit 2 ani de OG cu încă jumătate de ani pe Blue, da, te plictisești cu același game mod. Trebuie să mai încerci și altceva. Și până la urmă Ruby e un server fine, până la urmă n-am ce comenta să zic că bă, e de căcat. Nu, sunt joburi faine, e un game mod mai fine. Da, înțelegeți voi. Cei care jucați pe Ruby știți, nu e cazul să mai zic, dar mulți dintre voi mi-ați spus bă, ai trădat OG Times, ai dat cu piciorul la tot. Îți dau dislike pentru că joci pe Ruby. Da, astea sunt niște chestii de căcat pe care le gândesc niște oameni cu căcat, care au căcat un loc de creier, părerea mea. Dacă tu crezi că așa e bine să reacționezi, na, e treaba ta. Văd că am prins un pește rar, 65k. Bun. Apropo, vă place X6-le? E nou nouț, de-abia 36 de kilometri, motor de 4,5 litri diesel. Ce să fac? Cum, fiecare cum își permite, până la urmă.
Da, băi. Apropo, cu beneficiile de YouTuber, pentru că ar trebui să le iau și pe alea. Da, trebuie să filmez 10 clipuri a minim 7 minute pentru a primi beneficiile de YouTuber. Așa că de azi încolo ne apucăm să filmăm. Uite, am și skill 2 la acest job. Skills. Fisherman, unde-i Fisherman? Pac. Da, 2 din 6. De astăzi o să înceapă seria noastră de Samp pe Rubine Freeze. Ăsta e Nicu. O să înceapă seria noastră de Samp pe Rubine Freeze. Da, bă, așa am stat și eu astăzi cu... Am vrut să-mi iau licențele și până am găsit un instructor, credeți-mă, dădeam instructor. Pentru că așa e, pac, ți apare asta. Bă, nu zic că erau toți AFK, erau toți activi, dar ori le dădeam mesaje și nu răspundeau, ori îmi spuneau că nu mi le dă, că fac quest-uri și așa mai departe, deci... Am dat-o cu instructorii astăzi, dacă mă înțelegeți. Da. Bun, măi, cam atât o să fie cu acest episod. Noi ne revedem mâine. Sper că v-a plăcut ca un prim episod așa pe Ruby. Dați like, abonați-vă, dați și pe clopoțel. Și noi ne revedem data viitoare. Salut!